Bună ziua! Mă bucur foarte mult că sunt aici. Stimate doamne și stimați domni, pentru că nu cred că sunt și alte genuri prezente în această sală. Alea sunt la progresiști. Da. Sunt foarte bucuros că am fost invitat, pentru că, exact cum spunea și doamna Rădulescu, de foarte mulți ani de zile, tot încercăm să obținem un partid conservator. Cineva care să ne reprezinte, cineva care să aibă aceleași valori ca noi. Ca să mă și prezint parțial, sunt printre altele fondator al unei platforme politice, Dreapta Reformatoare Conservatoare. Grupul nostru aștepta o astfel de apariție, am susținut de altfel și alte apariții, dar nu totdeauna concretizate prin succes. Încă așteptăm succesul unor astfel de partide, însă sperăm, văzând câți votanți a avut George Simion, ca acesta să fie miezul dezvoltării viitoare a unui partid care să ajungă în Parlament și să ne reprezinte. Pentru că nu facem treabă numai cu manifestații, marșuri, petiții, inițiative de referendum. Ați văzut cum au reușit să-l manipuleze și să-l distrugă pe cel asupra familiei. Și atunci, mă bucur foarte mult că sunt aici, au fost niște discursuri foarte frumoase și sunt convins că vor urma altele. Încercați să luați cu voi esența, sunt convins că măcar în proporție de 90% veți fi de acord cu valorile exprimate de antevorbitori și de asemenea de cei care vor urma. Eu o să vă vorbesc despre libertate, în contextul conservatorismului care este nu ca tare a dreptei. Există 4 piloni de care a vorbit și Claudiu înainte. 4 piloni sau 4 valori fundamentale. Ele sunt în ordinea, fiecare are preferințele lui, da? Pentru mine libertatea este cea mai importantă, pentru că fără ea suntem într-o pușcărie permanentă, chiar dacă nu o vedem. Credința, familia, nația. Toate aceste valori sunt opuse marxismului. Cred că nu e surprinzător că zic chestia asta, lumea mă știe, sunt anticomunist, la fel ca doamna din Basarabia. Familia mea, atât pe partea mea, cât și a soției, a suferit din cauza acestei poziționări. Practic, deja avem vreo 40 și de ani de comunism pur, sub talpa rușilor. Mai avem de atunci încă vreo 30 de ani de când sunt tot comuniștii la putere, într-un fel sau altul. Astfel încât vreau să spun că e foarte clar că ceea ce alegem noi astăzi și ceea ce vrem să clădim este opus marxismului. Pe toate valorile. Dacă luăm nația, noi mergem în direcția naționalismului, a patriotismului. Ei nu. Ei vor valori internaționale, globalizare, drepturi care nu există. Sunt de fapt niște privilegii pentru această minoritate. Avem de asemenea, în loc de familie, avem tot felul de variante, genuri, tot felul de deviații psihice. În loc de credință în Dumnezeu, avem credința oarbă în progres. Nu prea am văzut unde există progresul în ceea ce propun ei, am văzut doar regres pe toate planurile. Am văzut antivalori pe care ei le promovează. Cred că sunt mai frumoase valorile noastre, ca să vorbesc și despre libertate, care este întâmpinată de ei cu antivaloare, o sclavie în cadrul statului socialist. Libertatea, ați văzut că este de mai multe feluri, Claudiu a vorbit, avem o libertate de gândire și bineînțeles că aceasta se dorește a fi limitată printr-o educație, așa numit educație, care învață omul să fie, să stea în pătrățica lui, să fie sclav.
avem o libertate de credință și ați văzut că suntem atacați pe toate planurile, pentru că dacă se dau, nu știu, 10 milioane la Catedrala Neamului și se dau 300 de milioane la servicii, când e vorba de catedrală, toți progresiștii sar de fund în sus, când este vorba de servicii, nu mai văd niciun comentariu, nici pe Facebook, nici manifestații în Piața Victoriei și așa mai departe. Mai există o libertate de exprimare. Încă mai avem libertate de exprimare în România, ca și în alte state. Dar știți, poate că în Germania, de exemplu, poate cel mai bun exemplu că este cu Angela Merkel acolo, oamenii nu pot să-și exprime sentimentele adevărate legate de migrație ilegală și de toate chestiile care țin de corectitudine politică, care, oricum, ăsta e un oximoron, corectitudinea politică, la fel ca discriminarea pozitivă. Iar oximoronul are niște rădăcini psihice. Mai departe, libertatea de asociere. Evident, poți să te asociezi într-un partid, poți să faci un partid cu 3 membri, dar îți trebuie foarte multe semnături ca să poți candida. Și apoi, de asemenea, îți trebuie foarte multe semnături pentru a intra în Parlament. De ce partidele clasice, mari, parlamentare, au ridicat niște bariere astfel încât să fie un joc între ei? Vin ai noștri, pleacă ai noștri. Da? Nu e nicio problemă, totul se reciclează. Vedeți aceleași alianțe pe plan local, pentru că sunteți foarte mulți din țară și mă bucur. Vedeți alianțe locale contra firii, ca să zicem așa, dreapta cu stânga, stânga veche cu stânga nouă și așa mai departe. Haideți să trec totuși la partea de antreprenoriat. Pentru că împreună cu soția avem niște afaceri mici. Sunt afaceri mici pentru că nu am făcut afaceri cu statul. Nu faci afaceri cu statul, e mai greu să faci o afacere mare. Da? Însă nu ne-am vândut sufletul. Și de asta suntem aici, toți. Suntem aici pentru că suntem sătui, pur și simplu, de jaful făcut de nenorociții ăștia. Acela jaf continuu pe care ați auzit și la Bobby Păunescu, niște cifre, sunt foarte clare. Sunt și firme mai mari, ele au reușit să devină din ce în ce mai mari doar prin legături cu lumea politică, cu statul. Da? Din păcate sunt prea puține excepții. Cunosc excepții, sper că acele excepții să ne ajute în construirea noastră. Avem furt, avem risipă. Avem furt pentru că banii pe care noi îi dăm în taxe, impozite și alte biruri, nu se duc în ceea ce trebuie. Nu se duc în construcția de autostrăzi, de căi ferate, în reparații. Nu. Vezi vile din ce în ce mai mari, moșii de zeci de hectare, vezi domenii cum e cel de la Belina, care ajunge pe mâinile lor. Ca atare, sunt foarte încântat să dau taxe și impozite dacă se întâmplă ceva cu ele, pozitiv. Am plătit probabil sute de mii de euro în zeci de ani, taxe către stat. Însă aș fi vrut să le văd în autostrăzi. Aș fi vrut să le văd în căi ferate. Aș fi vrut să le văd în renovarea spitalelor, ca să nu mai mor în ele. Aș fi vrut să le văd în școlii. Școlii în care copiii să învețe chestii utile. Nu să vină ONG-urile LGBTQ XYZ să învețe pe copii că e ok și altfel decât în familie. Avem o povară fantastică dată de acest stat socialist. Da? Prin acest furt, prin această risipă. Și această povară afectează grav afacerile, pentru că acum vreau să vorbesc despre libertatea economică. Libertatea de a-ți putea hotărâ soarta în plan material. Da? Pentru că nu trebuie să fim mulțumiți doar de conexiunea cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a zis să fim proști, zicea Nicolae Steinhardt. Dumnezeu ne-a zis să facem ceea ce trebuie. Avem inteligență, avem o patrie frumoasă, să nu ne lăsăm jefuiți și să facem ce vrem noi, nu ce vor câteva cozi de topori pe care le avem la vârful politicii. Avem un stat asistențial. Ecuația este foarte simplă.
ia, adică mai precis fură de la noi cei implicați în afaceri și dă celor care perpetuează acest sistem asistențial în schimbul voturilor, ca astfel să continue comunismul până la capăt. De aceea statul trebuie să revină la esență. Esența este să slujească contribuabilul, nu să-l călărească. De aceea statul trebuie redus semnificativ la ceea ce unii numesc stat minimal, eu îi spun esențial, cum îi spun și alții care cunosc acest aspect. Statul esențial este acea parte bună care ne poate ajuta. Da? Nu oameni numiți politic în diferite funcții. Și deja ați observat că se practică la toate nivelurile, pentru că au hotărât cei de la putere ca pe banii noștri să mărească statul, să le dea salarii mai mari decât la privat. Îmi pare foarte rău, dar pe banii mei, pentru mine este o tragedie să văd cum alții fură și risipesc banul pe care l-am muncit. Ca să închei, aș vrea să ajungem la acel capitalism, pentru că nu confundați cu capitalismul de cumetrie de astăzi. Este o expresie în care capitalism de cumetrie nu înseamnă capitalism, înseamnă socialism. Da? Și înseamnă socialist de cumetrie. Aș vrea să ajungem ca în Polonia, o țară demnă, liberă. Aș vrea să ajungem ca în Statele Unite ale Americii, ale lui Trump, care a avut slogan MAGA, Make America Great Again. Eu ceea ce vă spun este Make Romania Great Again. Deci să facem această Românie mare din nou. Vă mulțumesc!